Din cauza traficului tot mai aglomerat către Schellenberg, șoferii s-au reorientat către o rută mai scurtă și mai rapidă, rampa Ștefan cel Mare până pe strada Pictor Brana din Schellenberg. Înțelegerea între cele două primării a fost ca fiecare să asfalteze partea sa de drum. Schellenberg-ul a respectat înțelegerea, în timp ce bucata de drum care aparținea Sibiului este în stare jalnică și pune mari probleme șoferilor. Reprezentanții municipalității spun că lucrările vor începe în câteva luni după ce vor cădea la înțelegere cu cei de la CFR pentru a le ceda o bucată de drum pentru lățirea carosabilului. O adevărată tragedie ar fi putut avea loc în Săptămâna Mare în Ciznădie din cauza unui șofer care a gonit cu viteză pe șosele. Acesta aproape că a spulberat o fetiță aflată pe trecerea de pieton de pe strada Grigore Ionescu din oraș. După ce imaginile cu evenimentul au fost făcute publice de Ora de Sibiu, polițiștii sibieni s-au autosesizat și l-au prins pe viteze uman. Tânărul de 22 de ani din Ciznădie a primit o amendă de peste 1000 de lei și a rămas fără permis. Primăria a anunțat că din 1 mai încep lucrările de modernizare și extindere a podului peste Cibin, pe șoseaua Alba Iulian. Lucrările se vor executa pe etape, traficul fiind închis fie parțial, fie total în anumite stadii ale lucrării. În perioada 6-8 mai, circulația pe pod se va închide complet pentru relocarea conductelor de apă și gaz. Ca rute ocolitoare, șoferii pot utiliza drumul peste Câmpșor, strada Autogării, strada Malului și centura ocolitoare a Sibiului. Lucrările se vor desfășura până anul viitor.